În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În viață, de când se naște omul, el se înscrie într-un program pe care, câteodată cu voia lui, câteodată fără voia lui, el trebuie să împlinească acest program. Orice copil, când merge la școală, învățătorul, profesorul, este cel care îi pregătește pentru elevul încredințat spre a-l învăța, o programă, îi spunem noi, analitică, un program de predare a lecțiilor, fiecare cu tematica ei, fiecare legată una de cealaltă, pentru ca să se ajungă la un rezultat bun de învățătură, de viață al copilului. Biserica, întemeiată de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este chipul tuturor învățătorilor buni din lumea aceasta, pentru că ne aducem aminte cum cineva, când s-a întâlnit cu Iisus, l-a numit învățătorule bun. Iar Mântuitorul chiar nu că îl contestă, ci vrea să-l lămurească. De ce mă numești bun? Bun nu este decât numai Dumnezeu. Dar noi creștinii care credem că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, sigur, El păstrează, moștenește, preia din bunătatea Tatălui. Și de aceea Iisus rămâne învățătorul prin excelență, pentru că El ne învață nu numai ca un învățător din lumea aceasta, ca om, ci ne învață ca învățătorul venit din Dumnezeu, venit de la Dumnezeu. Iată de ce biserica, vă spuneam, are în programul ei analitic, în programa ei analitică, are biserica și această perioadă, îi spunem noi, acest răstimp al postului celui mare. El este mare postul dinaintea sărbătorii Învierii Domnului, nu numai ca număr de zile, ca perioadă de timp. El este mare pentru că suntem chemați să ajungem la o înălțime mare, la un dar mare. Acest dar mare este darul Învierii Domnului și Mântuitorului Hristos. Înainte de a începe postul Paștelui, biserica, în programa ei analitică, ne pregătește și ne aduce aminte cum să ne întoarcem noi, cei care ca oarecucând Adam, am ieșit de la Dumnezeu, am ieșit din rai. Și ne ajută cum să ne întoarcem acasă din nou, acasă însemnând la Dumnezeu, la darurile lui Dumnezeu. Și de aceea ne-a pregătit atunci când am auzit că doi oameni s-au urcat la biserică, la templu, ca să se roage și am văzut cum trebuie să se roage un om adevărat, un creștin adevărat, să se încadreze în starea vameșului păcătos și nu a fariseului care era drept în sine, dar dreptatea lui și calitățile lui erau cele care, în loc să-l înalțe în fața lui Dumnezeu, l-au făcut să cadă din fața lui Dumnezeu, pentru că n-a avut smerenie. Orice bine pe care îl faci în viață, trebuie să fie îmbrăcat în haina smereniei. Nu trebuie să trâmbițăm prea mult, nu trebuie, pentru că de multe ori am făcut un bine, am urmat calea
lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu. Nu este niciun rău, este foarte bine. Dar sunt alții care, poate, au fost departe de această cale. Și nădăjduiesc și ei să revină, vor și ei să se întoarcă. Și când vede pe cineva că lăsuiește tare, uite cine sunt eu și cu tare, el zice, păi eu nu mai am niciun fel de șansă. Cât uite ce am făcut acesta. Deci trebuie să fim, când ne întucem la Dumnezeu, prin rugăciune, prin dialogul tainic cu Dumnezeu, prin puterea de întoarcere la Dumnezeu, trebuie să ne ducem îmbrăcați în haina smereniei. Apoi ne-a învățat biserica înainte de postul mare cum să ne aducem aminte mereu de permanenta întoarcerea noastră. Viața noastră pe pământul acesta, deși o considerăm mereu o plecare, mereu o cale care duce, înaintează, totuși, iată, adevărata înaintarea omului nu poate fi alta decât aceea care îl întoarce pe om la Dumnezeu. Îl întoarce pe omul păcătos, pe omul rătăcitor, la Dumnezeu. Îl întoarce pe Fiul cel risipitor la Tatăl care îl așteaptă, deși l-a supărat în atâtea feluri pe Tatăl când i-a adus vestea că a cheltuit toată moștenirea cea bună de la El. Apoi ne-a pregătit biserica aducându-ne aminte că pentru toate faptele care le săvârșim în viața noastră, chiar dacă scăpăm de judecata lumii, nu vom scăpa niciodată de judecata lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu care, de fapt, în ființa noastră, în sufletul nostru, este judecata conștiinței noastre. Apoi ne-a învățat biserica și ne învață biserica înainte de începutul postului celui mare cum să postim. Nu trebuie să sofisticăm prea mult noi și să căutăm argumente, motivații, căi. Ele sunt simple pentru că sunt reale și sunt rostite de Fiul lui Dumnezeu, care înaintea începerii postului ne spune: de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, căci ei își întunică fețele lor ca să se arate oamenilor că postez. Adevărat vă spun vouă că și-au răsplata lor. Iar tu când postești, unge-ți capul tău, fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede cele ascunse, îți va răsplăti ție. Nu vă adunați comori pe pământ, unde molile și rugina le strică, unde furii le sapă și le fură, ci vă adunați comori în cer, unde nici molile, nici rugina nu le strică și unde furii nu le sapă, nici le fură. Că unde este comara voastră, acolo va fi și inima voastră. Cuvinte dumnezeiești. Așa trebuie să începem postul, așa trebuie să gândim starea noastră în timpul postului, așa trebuie să sfârșim postul adevărat care ne ridică, v-am spus, la acel mare dar care este învierea. Iubiților, spuneam că orice păcat pe care îl săvârșim înseamnă o înstrăinare de Dumnezeu, înseamnă o ieșire afară. Așa au făcut Adam și Eva când au gustat din rodul lemnului, din rodul mărului pe care Dumnezeu l-a oprit, fructul pe care l-a oprit. Asta însemnând că a călcat porunca, că nu l-a ascultat pe Dumnezeu. Nu i-a dat nu știu câte porunci omului, una singură, ascultarea de Dumnezeu. Și când a greșit, omul
a fost scos afară. A început, a scoatere afară a însemnat un nou început al omului. Începutul lucrării pământului, pentru că pământul nu va mai fi ca pământul udat de apele raiului. Va fi cel care va rodi nu numai roada cea bună, ci și pălămidă. Iar pentru roada cea bună, omul, cu sudoarea frunții lui, își va dobândi rodul pentru viața lui. Însă Dumnezeu nu l-a părăsit. I-a oferit din nou un rod al lemnului. De data aceasta, lemnul Sfintei Cruci, care va însemna altarul de jertfă al Fiului lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor omului și pentru împăcare cu Dumnezeu, pentru revenirea, posibilitatea revenirii acasă a omului, acasă însemnând la Dumnezeu, acasă însemnând pentru om nu întuneric morții, ci lumina învierii, a vieții celei veșnice, pe care omul a pierdut-o nerămânând în comuniunea iubirii, a credinței și a speranței cu Dumnezeu. Începe postul mare, dragii mei. Postul mare este o călătorie. O călătorie în care suntem chemați de Sfânta Biserică să primim câte o lecție, mai ales în fiecare duminică, sau o sărbătoare, cum este sărbătoarea Bunei Vestiri, care este sărbătorită în 25 martie. În fiecare duminică suntem așteptați la Catedra Amvonului Bisericii să auzim despre semnificația primei duminici din post, care este Duminica Ortodoxiei. Momentul unei mari biruințe a dreptei credințe în istoria Bisericii. Suntem chemați în a doua duminică să călătorim pe calea rugăciunii tainice, a dialogului tainic cu Dumnezeu, a rugăciunii lui Iisus către Dumnezeu. Duminica Sfântului Grigore Palama. În a treia duminică să fim încredințați că atunci când poate puterele noastre slăbesc, să ne întărim cu puterea Sfintei Cruci, pentru că avem Duminica Sfintei Cruci. Urmează apoi încă o întâlnire cu un Sfânt care a bineplăcut lui Dumnezeu și care ne-a lăsat și o rugăciune specifică postului mare, Duminica Sfântului Ioan Scăraru. Apoi să poposim din nou și să cunoaștem viața unei femei păcătoase care s-a întors cu tot sufletul, cu toată credința ei, cu toată speranța ei la Dumnezeu și dintr-o păcătoasă reîntoarsă la Dumnezeu, care s-a îmbrăcat cu haina pocăinței, a rugăciunii, a smerenii, a postului adevărat, chiar a normelor riguroase ale postului, să devină sfântă, și anume Sfânta Cuvioasă Maria Egipteană. Apoi, să ne întâlnim cu Iisus într-o zi plină de flori, prin care Iisus intră în Ierusalim spre a oferi omenirii florile mântuirii, care de fapt erau florile durerilor, ale suferinței, ale pătimirilor sale, ale crucificării, ale morții, ale îngropării, dar și ale biruinței vieții asupra morții prin înviere. Pentru că Duminica Floriilor, intrarea în Ierusalim a Domnului, care înseamnă și începutul pătimirilor sale, să ne pregătească cu adevărat pentru bucuria învierii. Și apoi să așteptăm ceea ce înseamnă rodul cel mai important al postului cel mare, bucuria învierii
care înseamnă lumina, care înseamnă iubire, care înseamnă readucere împreună a omenirii cu întreaga creația lui Dumnezeu, care înmiresmată de înviere, însemnează Iisus Hristos cel înviat, biruitorul vieții asupra morții, restauratorul omului. Să călătorim, dragii mei, în timpul postului mare, cu ceea ce înseamnă începutul tuturor virtuților, și anume iubirea, care înseamnă iertare. Ne așteptăm iertarea păcatelor, dar să știm că Dumnezeu ne iartă păcatele numai prin iubire. Dar Dumnezeu ne iartă păcatele numai iertând și noi celor care ne-au greșit, tot prin iubire. Acesta trebuie să fie începutul oricărei postiri, oricărei reîntoarceri la Dumnezeu. Să călătorim în timpul postului mare cu această rugăciune atât de pătrunzătoare și de edificatoare a Sfântului Efrem Sirul, și anume: Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire, al grăirii în deșert, nu mi-l da mie, iar Duhul curățeniei, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, tăriește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Însoțită de metanii, ca dovezi ale pocăinței, această rugăciune este un adevărat imn închinat credinței. Prin această rugăciune, noi îl invocăm pe Domnul și Stăpânul vieții însăși, cerându-i să ne elibereze de principalele patru duhuri ale răutății, de patru patim dintre cele mai vătămătoare, și să ne trimită alte patru duhuri bune, adică cele patru virtuți cardinale. Iată că cerem de la Dumnezeu, prin această rugăciune, să dobândim virtutea fundamentală a cunoașterii de sine, astfel încât să avem grijă de propriul nostru păcat și nu de cel al aproapelui. Într-o lume, într-un timp al degradării permanente al oamenilor, al schimbării mult mai rapide a civilizațiilor, am putea spune, în primul rând, datorită progresului tehnologiei, să nu uităm, dragii mei, de valoarea sufletului. Sufletul are alt timp. Sufletul însetează de altceva. El însetează de Dumnezeu. Veniți cu toții și să venim cu toții și să ne întoarcem cu toții la Dumnezeu în timpul postului celui mare, prin lucrarea virtuților celor bune, căci numai așa ne vom odihni sufletul nostru. Numai așa vom scăpa de egoismul din noi, de tot ceea ce ne înstrăinează și de Dumnezeu și de aproapele nostru. Veniți prin rugăciune, veniți prin pocăință, veniți prin smerenie către Dumnezeu și veți primi bucuria învierii, veți primi bucuria vieții celei veșnice. Aveți grijă de suflet care nu are nevoie de tot ceea ce înseamnă alergătura omului de astăzi, o alergătură
de dimineață până în noapte, fără duminică, fără sărbătoare, fără timp al rugăciunii, fără timp al împăcării, fără timp al milosteniei, numai pentru El, să dobândească El, să judece El. Până la judecata lui Dumnezeu, duceți-vă și spuneți judecătorului conștiinței, judecătorul care înseamnă duhovnicul care vă ascultă păcatele, vă dă o povață, vă dezleagă și vă așteaptă în fața sfintelor ruși ale Sfântului Altar să vă împărtășiți cu trupul și sângele Domnului, ca El să ne deschidă ușile Raiului, să ne deschidă ușile Împărăției. Să nu uităm că viața pe pământ este trecătoare, că sufletul este așteptat la cele uși ale Împărăției. Pregătește-te de acea întâlnire solemnă de la ușile Împărăției. Nu uita că începe postul mare. Nu uita că postul mare înseamnă călătorie sau urcuș către înviere. Nu uita că Dumnezeu te așteaptă cu acest mare dar, cu această mare bucurie, cu această neprețuită lumină a învierii. Dar trebuie să călătorești pe această cale care este unica. Nu poți ajunge pe altă cale, acolo, la bucuria învierii. Avem nevoie de stăruință, avem nevoie de voință, avem nevoie de credință întărită, avem nevoie de putere de a intra în acest război duhovnicesc. Postul mare este asemănat și cu un stadion al virtuților, în care nu găsește altceva decât pistele de concurs, am putea să spunem, de alergare. Nu sunt pe acest stadion tribune și spectatori. Judecătorul și spectatorii sunt în ceruri. Judecătorul este Dumnezeu, spectatorii sunt îngerii Sfinții lui Dumnezeu. Aleargă pe această pistă spre a domândi o cunună, cununa bucuriei învierii. Amin.